Gianni Deliorga rămâne în arest, asta au decis astăzi magistrații Tribunalului Constanța. Anchetatorii au făcut un pas înainte în anchetă. Au aflat că în ziua asasinării soților Garoafă, Deliorga și Bogdan Mitu, ginerele bătrânilor, au tot vorbit la telefon. Iulia Stanciu știe mai multe. Iulia, bună seara! Ce informații ai? Bună seara, legătura telefonică între cei doi a sfârșit pe 3 ianuarie la ora 12, după părerea anchetatorilor înainte de ora la care se presupune că au fost uciși soții Garoafă. Listingul telefonic cerut de anchetator arată faptul că Gianni Deliorga a vorbit în nenumărate rânduri cu Bogdan Mitu în zilele dinaintea crimelor. Astăzi judecătorii au decis prelungirea mandatului de arestare. Avocata lui Gianni Deliorga susține în continuare că tânărul de 30 de ani doar își a asupra sa faptele pe care de fapt le-ar fi comis Bogdan Mitu. În curând vor fi gata și testele ADN, care vor arăta dacă la crime au mai participat și alte persoane. Iulia, îți mulțumesc. Ion Jiga.